Zile din 2012, asupra obiectului numit de noi neidentificat de la IUD, au confirmat în esență compoziția acestuia. Totuși există unele diferențe, de exemplu la proporția de staniu. Datele vor fi publicate cândva în viitor și de aceea nu vă pot da mai multe detalii. Despre originea acestui obiect, care este cea mai probabilă variantă? Ceea ce știm noi este că a fost descoperit întâmplător de niște muncitori într-o carieră de nisip, a ajuns întâi la muzeul din Aiud și apoi la muzeul nostru și a fost cercetat, studiat și trimis la analiză în mai multe ocazii, însă ne este foarte greu să ne pronunțăm asupra originii sau funcționalității sale, în primul rând pentru că nu este un obiect istoric propriu-zis, ne lipsește contextul și rogate date care l-ar putea apropia de un artefact arheologic cu care suntem noi obișnuiți și, în al doilea rând, sunt multe lucruri neclare în istoria acestui obiect. Deci nu cred că vom putea ajunge vreodată la vreo concluzie clară.